Un taximetrist din Suceava transportă gratuit copii cu autism și persoane cu dizabilități. Mai mult decât atât, și-a luat o mașină mai spațioasă în care să încapă un scaun cu rotile. Mai multe detalii însă despre această inițiativă ne spune chiar Mihai Parașciuc. Bună dimineața! Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în jurnal. Este absolut minunat ceea ce ați realizat. Este o lecție de omenie, așa cum am tot vrea să vedem. Spuneți-mi cum a început totul. Totul a început, răsfoiam așa internetul și am văzut un domn din București, pe nume Alex Bobeș, pe care îl stimez și îl apreciez foarte mult. Și am văzut că în Suceava lipsește un astfel de serviciu și m-am gândit să încep și eu. Bună dimineața și bine v-am găsit în primul rând, de la Suceava, din Bucovina. Și m-am gândit și eu să încep acest proiect. De asta m-am și gândit să-mi iau o mașină mai spațioasă. Am și un scaun cu rotile acasă, în caz că cineva vrea să ajungă la spital, vrea să la o clinică, îl ajut să urce în mașină, să coboare cu transportul. Așa este și mi se pare normal să apeleze la noi, pentru că noi suntem în general oameni cu suflet și oamenii aceștia trebuie ajutați. Câte astfel de curse aveți într-o zi? Deocamdată am avut cu câteva persoane, câteva curse, dar în general cam cu aceleași persoane. Sperăm să fie pe viitor și mai multe persoane de acest gen care să apeleze la serviciile noastre. Chiar astăzi dimineața vorbeam cu un coleg, vrea și el să fie alături de echipă, de mine. Adică probabil vor mai fi și alți colegi. Așa, încă mai, adică am înțeles că mai este un coleg care mai face servicii de acest gen. Aveți și foarte mulți tineri cu dizabilități, sunt și copii, foarte mulți copii printre ei. Înțeleg că le spuneți povești, le puneți desene animate, le puneți muzică. Cum reacționează? Da, dar bineînțeles că asta am făcut dintotdeauna. Dintotdeauna le-am pus desene animate, mai ales copiii. Sunt niște ființe speciale. Ei, cum să spun... Ce vă spun? Cum reacționează? Nu au nicio vină. Poftim? Ce vă spun? Copiii nu prea spun, știți, în general se bucură, zâmbesc, dacă sunt agitați, imediat se liniștesc, se uită la un desen animat, frumos, mai o bombonică, mai o ciocolățică și copilul mai un clopoțel și copilul este foarte fericit. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în jurnal. Absolut minunată această inițiativă a dumneavoastră și mult succes pe viitor!